De ce nu se amestecă două oceane? Băie și fete, bine ați venit la o nouă reacție foarte interesantă la mine pe canal. De data aceasta, boys, vom răspunde la întrebarea din titlu. Bănuiesc că toată lumea a văzut genul ăla de poză, cum ați văzut și la mine în thumbnail, deoarece sunt foarte, foarte populare, în care sunt două oceane care nu se amestecă. Ei bine, boys, am găsit un videoclip în limba română care o să ne răspundă la întrebarea asta, frate. De ce nu se duce cealaltă apă în cealaltă și se formează ceva nebunie și efectiv zici ca o barieră invizibilă între ele și nu se întâmplă nimica? De ce se întâmplă chestia asta, frate? De ce nu se amestecă cum ar trebui să fie? Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Este videoclipul ăsta care se numește fix așa: De ce nu se amestecă două oceane de la Descoperă Lumea, și aici, boys, vom afla răspunsul adevărat. Așa că hai să nu mai pierdem timpul și să vedem care este treaba. Let's go, boys! Hai să vedem. Când privești mările și oceanele de pe hartă, ai putea crede că acestea curg pur și simplu unele în altele. Corect, eu chiar asta cred. Adică nu e vreun secret. Pare că există un singur ocean mare, iar oamenii doar au denumit... Exact, bro, exact. De ce ar fi mai multe oceane? Și chiar dacă, să zicem, sunt mai multe tipuri de ape, nu se amestecă. Nu e normal, frate, gen dacă ești la o piscină, efectiv o piscină gigantică, și cineva adaugă nu știu ce apă, mov, să zicem, și cineva adaugă apă roșie. Băi, nu o să fie jumătate apă mov, jumătate apă roșie, o să fie o combinație între mov și roșu, man. Logic, nu? Părțile sale. Ei bine, vei fi uimit de cât de vii sunt granițele dintre ele. Uitați-vă, fraților, uitați-vă aici, gen, cum arată oceanul, gen, culoarea oceanelor, și nu se amestecă. Cel mai mișto e oceanul Arctic. Ba nu, ăsta de aici, oceanul Pacific e cel mai mișto, boys. Ok, bună. Granița dintre oceanul Pacific și oceanul Atlantic este ca o linie care delimitează... Uitați-vă, fraților, efectiv e ceva invizibil. Pare că cele două oceane se întâlnesc într-un zid invizibil care nu le lasă să curgă unul în celălalt și să-și amestece apele. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Știm sigur că nu există un zid invizibil acolo. Iar apa este apă. Ce ar putea împiedica amestecul ei? Problema este că și apa poate fi diferită. Oceanul Atlantic, okay, și Oceanul Pacific au densitate și compoziție chimică diferite, un alt nivel de salinitate și alte calități. Fraților, asta tot nu mă face să cred, pentru că dacă pui cola și ceva suc neacidulat, tot se amestecă, nu? Nu? Gen, asta nu răspunde la întrebare, nu? Gen, ce dacă n-au aceeași compoziție? Efectiv, dacă pui două băuturi, orice băuturi ar fi, se amestecă. Se poate vedea după culoarea lor că nu sunt una și aceeași apă. Granițele dintre cele două corpuri de apă cu caracteristici fizice și biologice diferite sunt cunoscute sub numele de cline oceanice. Ok. Haloclinele, granițele dintre ape cu salinitate diferită, sunt cele mai... Ok, deci aia este o haloclină. ...spectaculoase. Și asta vedem noi atunci când se întâlnesc oceanele Atlantic și Pacific. Ah, deci, boys, nu e vorba de compoziția lor neapărat, e vorba de câtă sare au în ele, ok. Celebrul explorator Jacques Cousteau a descoperit acest lucru atunci când făcea scufundări la marea adâncime în strâmtoarea Gibraltar. Frățiorul Jaco era pe ele. Salinitate diferită arătau ca și cum ar fi fost separate cu o peliculă transparentă, iar fiecare strat avea propria sa floră și faună. Haloclinele apar atunci când apa dintr-un ocean sau dintr-o mare este cel puțin de 5 ori mai sărată decât în celălalt loc. Mamă, băi, frățile, asta iar... Băi, vezi, adică, nu știu, poate, gen... Dacă ai pune, gen, e aceeași chestie, gen, poate vorbesc acum prostic, gen, ca un prost, dacă pui într-o băutură 5 lingurițe de zahăr și în cealaltă pui una, gen, sau, na, pui 10, nu o să se mai amestece? Gen, poți nu știu. Și tu o haloclină acasă. Ia uite că zice băiatul ăsta, fiate, fiți la ce m-a gândit eu. Puțină apă de mare sau apă sărată colorată într-un pahar și apoi adaugi apă dulce deasupra. Oh, da, poți să faci asta? Diferența este că haloclina ta va fi orizontală, iar haloclinele oceanice sunt verticale. Mamă, boys, poți să faci asta? Ok, bă, deci, ok, acum are sens, are sens. Deci din cauza la sare se întâmplă chestia asta. Absolut, ca cu gara, da. Dacă îți amintești câteva lucruri de bază din fizică, ai putea spune că un lichid mai dens ar trebui să ajungă în cele din urmă mai jos și un lichid, corect, mai puțin dens mai sus.
Exact. Dacă acest lucru ar fi adevărat, granița dintre cele două oceane nu ar arăta ca o linie verticală, ci ca o linie orizontală, iar diferența dintre salinitatea lor ar deveni mai puțin evidentă, cu cât se apropie mai mult unul de celălalt. Deci, de ce nu se întâmplă acest lucru aici? Ei bine, corect. În primul rând, diferența de densitate a apei dintre cele două oceane nu este atât de mare încât unul dintre ele se coboare, iar celălalt să se ridice. Dar totuși okay. este suficientă să nu se lase să se amestece. Un alt motiv este inerția. Unul dintre forțele de inerție cunoscută sub numele de forța Coriolis influențează obiectele atunci când acestea se deplasează în sistemul de axe care, la rândul său, se mișcă și el. Mai simplu spus, pământul se mișcă și toate obiectele în mișcare de pe el vor fi acționate de forța Coriolis okay. și vor devia de la cursul lor. Ca urmare, Bun. Obiectele de pe suprafața Pământului nu se deplasează în linie dreaptă, ci deviază în sensul acelor de ceasornic în emisfera nordică și în sensul invers al acelor de ceasornic în cea sudică. Dar Pământul se mișcă încet, planetei îi ia o zi întreagă să facă un cer complet în jurul axei sale. De aceea, exact. Efectul Coriolis devine evident doar în intervale lungi de timp, în cazul ciclonilor sau a fluxurilor oceanice. Din acest motiv, direcția fluxurilor în Oceanul Atlantic și Pacific este diferită. În plus, nu le permite să se amestece. Ok, fraților, băi, asta, ok, bun, deci chiar dacă la început am zis că n-are nicio explicație, asta s-ar putea să fie explicație bună, o altă da. Diferență importantă dintre apele celor două oceane este rezistența legăturii moleculelor sau rezistența la tracțiunea suprafeței. Okay. Datorită acestei rezistențe, moleculele unei materii se țin unele de altele. Cele două oceane au o rezistență la tracțiunea suprafeței total diferită și asta nu le permite să se amestece. Poate că ar putea începe să se amestece treptat în timp, dar cum fluxurile din ele au direcții opuse, nu au timp să facă acest lucru. Noi credem că este doar apă în ambele oceane, dar moleculele separate se întâlnesc numai pentru câteva clipe și apoi sunt purtate de fluxul oceanic. Am înțeles, boys, deci cu molecule, cu sare, ba, cum are sens, să practic, ce zic. Să nu-ți imaginezi totuși că doar oceanele Atlantic și Pacific nu se înțeleg bine între ele. Există o mulțime de locuri Opa. Pe planetă unde apa dintre cele două mări sau râuri nu se aici. Amestecă. Există. Mamă, ce mișto! De asemenea, termocline, granițe între ape cu temperaturi diferite, cum ar fi apa caldă din curentul Golfului și cea mult mai rece din Oceanul Atlantic de Nord. Acum e după temperatură! Chimioclinele sunt cele mai uimitoare. Acestea sunt granițe între ape cu microclimat și compoziție chimică diferite. Marea Sargaselor este cea mai mare și cel mai cunoscut exemplu de chimioclină. Este o mare din Oceanul Atlantic care nu are țărmuri, dar nu ai cum să nu observi. Băi, da, fraților, gen, am auzit de marea asta. Ok, nu am auzit, am văzut-o. Ok, din cauza... De ce, gen? De ce e așa? Hai să aruncăm o privire și la alte gline spectaculoase de pe planetă. 1. Marea Nordului și Marea Baltică. Aceste două mări se întâlnesc în apropierea orașului danez Kagen. Apa din... Ia uite-le, boys. Ele nu se amestecă din cauza densității diferite. Uneori, băi, ce mișto, man! Se poate vedea cum valurile celor două mări se ciocnesc între ele făcând spumă. Și totuși, apa lor se amestecă treptat. De aceea, Marea Baltică este ușor sărată. Dacă nu ar fi venit apă dinspre Marea Nordului, ar fi fost un lac imens cu apă dulce. Ok. Deci tot se amestecă puțin. 2. Marea Mediterană și Oceanul Atlantic. Aici ne interesează pe noi. Acestea se întâlnesc în strâmtoarea Gibraltar și au un alt nivel de densitate și salinitate, astfel încât nici apa lor nu se amestecă. 3. Marea Caraibilor și Oceanul Atlantic. Okay. Locul în care se întâlnesc este în apropierea Antilelor și arată ca și cum cineva ar fi vopsit apa cu nuanțe diferite de albastru. Un alt loc unde se întâlnesc aceste două ape este insula Eleutera din Bahama. Mama, aici voi, bă, uitați-vă la chestia asta. Bahamas, ce mișto arată aici. Apa Mării Caraibilor este turcoaz, iar apa Oceanului Atlantic este de un albastru închis. 4. Râul Surinam și Oceanul Atlantic se întâlnesc lângă Paramaribo, în America de Sud. 5. Fluviul Uruguay și afluentul său. Aceste două ape se întâlnesc în provincia Misiones din Argentina. Una dintre ele este curățată pentru a fi folosită în agricultură, iar cealaltă devine aproape rupă și din cauza argilei în timpul anotimpurilor ploioase. 6. Râurile Rio Negro și Solimões, parte a fluviului Amazon. La 9,5 km de Manaus, în Brazilia, râurile Rio Negro și Solimões se varsă unul în celălalt, dar nu se amestecă timp de aproximativ 4 km. Boi, de ce? Rio Negro are o nuanță întunecată, iar Solimões una... Oule, mamă, băi, Solimões, de ce e așa murdar, bro? Au o temperatură și o viteză de curgere diferite. 7. Mosel și Rin.
se întâlnesc în Koblenz, Germania. Rinul are o apă de o nuanță mai deschisă, iar Moselul... Asta nici nu-ți dai seama, băi, îți dai seama puțin la asta, ce să gem pe bune. Una mai întunecată. 8. Ilz, Dunăre! Juncțiunea acestor trei ape se petrece în Passau, Germania. Ilz este un mic râu de munte în partea stângă, Dunărea este în mijloc, iar Inn este un râu cu o nuanță mai deschisă. Ce mișto, boys! În dreapta. Inn este mai lat decât Dunărea aici, dar este totuși afluentul acesteia. 9. Râurile Arnanda și Bagirati se întâlnesc ce în mișto, India. Bro. Arnanda este mai întunecat, iar Bagirati este mai deschis. Uite-le, bro, ce mișto! 10. Irtiș și Ulba se varsă unul în celălalt în Kazahstan, lângă orașul al cărui nume nu-l va putea pronunța niciunul dintre noi. Dar tu poți să încerci! Irtiș are apa curată, iar Ulba tulbure. Băi, mamă, ce cu apă curată ale Irtiș! La Ulba zici că e praf, efectiv, bro! 11. Râul Jialing și fluviul Yangtze se întâlnesc în Chongqing, China. Jialing este curat, iar ce Yangtze mișto. Este marun. Da, chiar voi zice. Irtiș și Om. Aceste două râuri se varsă unul în celălalt în Omsk, Rusia. Băi, frate! Irtiș este tulbure, iar Om pur și transparent. Deci îți dai seama, gen așa de sus. 13. Râurile... Hai să zicem că să ne dăm seama la asta, boys. Și Katun se întâlnesc în Republica Altai, Rusia. Apa râului Chuya are aici o culoare neobișnuită, de un alb tulbure și... A, uite ce ne dăm seama. Katun are apa curată și turcoaz. Când unul începe, Chuya e roșie? Celălalt ele formează un singur flux bicolor care nu se amestecă o vreme. Fraților? 14. Fluviile Green și Colorado. Locul de întâlnire al acestora este Parcul Național... Mau, ăla e verde. Canyonlands, din Utah. Astea sunt murdare ambele. Colorado este maro, iar Green este, da, verde. Albiile acestor fluvii trec prin roșu cu o compoziție chimică diferită, de aceea contrastul culorilor este atât de puternic. 15. Fluviul Ron și râul Arve. Se varsă unul în celălalt în Geneva, Elveția. Ronul este un fluviu limpede care se varsă din lacul Geneva, iar Arve este tulbure, deoarece ce își ia apa din ghețarii văii Chamonix. Bun, și aici, fraților, s-a terminat. Băi, fraților, a fost un episod foarte, foarte interesant. Dacă v-ați întrebat vreodată de ce nu se amestecă anumite ape, acum, hopa, ia stați, băi, că a intrat Rafael pe fundal. Ok, bun. Deci cam atât a fost cu acest episod, fraților. Dacă v-ați întrebat vreodată de ce nu se amestecă, două ape, ei bine, acum ați aflat. Eu am fost Marzian, cu vă urez o seară minunată și ne vedem mâine cu episoade noi. Să aveți grijă de voi, v-am pupat pe toți, pa, pa!